În spitale se folosesc mai frecvent antibiotice de linia 2 sau 3, care determină tocmai selectarea de germeni rezistenți. Aceste bacterii se transmit între pacienți, fie direct, fie prin intermediul personalului medical, fie supraviețuind pe obiectele din jurul pacienților. Piocianicul, stafilococul auriu, clepsiela, sunt bacterii cu rezistență mare la antibiotice, care au o mare răspândire în spitalele din România. Ceea ce se întâmplă în spitale este însă doar vârful icebergului în privința consumului de antibiotice. Peste 90% din consumul de antibiotice are loc în afara spitalului. Pentru infecții tratate la domiciliu, de obicei. Corupția generează rezistență la antibiotice. În societățile unde există corupție, regulile sunt încălcate, nu sunt respectate ghiduri și protocoale terapeutice, eliberarea medicamentelor se face fără prescripție, nu se respectă măsurile de izolare a pacienților infectați cu germeni multirezistenți. Astfel, dacă nu se vor lua măsuri energice, estimările arată că în anul 2050, în toată lumea se vor înregistra cel puțin 10 milioane de decese produse de infecții cu germeni rezistenți. Lansăm o campanie de informare care se numește Nu antibiotice la întâmplare. Lansăm această campanie pentru că este important ceea ce face fiecare dintre noi. Încercăm să ne adresăm astfel mai multor categorii, medicilor, pacienților, producătorilor. Încercăm să-i facem pe toți să înțeleagă că pentru a conserva eficiența antibioticelor, acestea trebuie utilizate doar atunci când sunt necesare.